Conducerea Spitalului Municipal de Urgențe Roman recunoaște faptul că lunar fondul de investigații medicale contractat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este absolut insuficient, motiv pentru care se termină în primele zile ale fiecărei luni. În aceste condiții se fac liste de așteptare sau pacienții cu boli mai grave sunt trimiși către CPU. Pacienții care se adresează laboratorului de analize de obicei se adresează cu un bilet de trimitere de la medicul de familie în ambulatoriu. Noi avem o anumită sumă alocată de casă pentru aceste analize decontate de dumnealor. Normal că nu putem asigura analizele la absolut toți pacienții care se adresează, că acest fapt nu se întâmplă numai nouă spitalului, ci că la toate laboratoarele din oraș, dacă remarcați, în primele zile ale lunii se termină fondurile. Lunar, spitalul are contractate servicii de laborator în valoare de 22.000 de lei, sumă absolut insuficientă asigurării acestui tip de investigații. Sunt aproximativ 22.000 pe lună. În momentul când s-a epuizat suma pe care o avem alocată de la, prin contractul cu casa, din momentul acela nu se pot face decât contracost și de asta îi programează pe luna următoare. Parte dintre cazurile deosebit de grave sunt dirijate către centrul de primire urgențe pentru a realiza investigațiile urgente, situație care duce la aglomerarea acestei secții. Iar doamna doctor Căiescu posibil s-a referit la acele cazuri urgențe care, dacă până luna următoare nu te simți bine și ai o problemă, normal că nu aștepți programarea de luna următoare, te adresezi centrului primiri urgențe să vezi despre ce este vorba. Problema insuficienței fondurilor destinate investigațiilor de laborator nu este nouă, ci durează de ani de zile. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate nefiind capabile să rezolve aceste probleme.